Cu o știre de ultimă oră, un ciclon puternic lovește azi România. Meteorologii anunță fenomene extreme. Alex Dobreanu este la sediul Administrației Naționale de Meteorologie și vine cu aceste amănunte. Alex, bună ziua! Bun găsit, Laura, așa este. Vom avea parte de ploi, de furtuni, așa spun meteorologii, dar mai multe detalii ne va da meteorologul de serviciu, doamna Oana Păduraru. Bun găsit, spuneți-mi despre ce este vorba. Bună ziua, da, într-adevăr se schimbă puțin datele probleme. Dacă până acum am avut parte de o vreme predominant frumoasă în mai toate zonele țării, cu manifestări de instabilitate doar pe areale restrânse și la intensitate mică, de acum încolo în următoarele 48 de ore, dar incluzând și ziua de astăzi, vor fi manifestări de instabilitate, după cum spune și atenționarea pe care a fost emisă ieri de către Administrația Națională de Meteorologie și care este valabilă până în această seară la ora 23, manifestări de instabilitate în partea de vest a teritoriului, adică Banat, Crișana, local în Oltenia, dar și în vestul Transilvaniei, unde ne așteptăm la averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Desigur, nu sunt excluse nici căderile de grindină, de altfel și ieri, pe parcursul zilei de ieri, au fost consemnate căderi de grindină în județele Cluj, Sălaj, dar și pe Transalpina, deci în zona masivului Parâng. Așadar, vor fi și cantități de apă importante, local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Acest episod de instabilitate, după cum spuneam, ține pe parcursul zilei de astăzi, dar și a zilei de mâine. Mâine mai vizate ar fi regiunile estice, sud-estice, unde ne așteptăm la astfel de manifestări, poate nu pe areale atât de extinse, dar oricum vor fi și acolo și de intensitate destul de mare. Totodată trebuie menționat că și valorile termice vor fi în scădere, deja de fapt pe partea de vest a țării au început să scadă, dar se vor apropia de cele normale pentru această perioadă, pentru că până acum am avut o vreme cu mult mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Diferențele dintre maxime și minime sunt foarte mari. Diferențele dintre maxime și minime nu sunt foarte mari, adică proporțiile se mențin ca și până acum. Pe timpul nopților, minimele termice vor fi cuprinse în general între 10 și 18 grade, cu valori mai mari în zona litoralului, dar și ușor mai mici în depresiunile din estul Transilvaniei. În schimb, pe parcursul zilei nu se vor mai atinge acele 35-36 de grade din zilele anterioare, cei drept în puncte izolate au fost și acestea în partea de sud a teritoriului. Maximele vor urca până la maxim 30-31 de grade. Deci valori normale pentru această dată, pentru că 35-36 de grade sunt valori mai curând specifice perioadelor de caniculă din timpul verii, adică din luna iulie și începutul lunii august. Acest val de temperaturi puțin mai scăzută de ploi, așa cum a spus dumneavoastră, de cantități de apă, vor ține doar o perioadă scurtă de timp, adică câteva zile, sau vor ține toată săptămâna? Deja de vineri încolo lucrurile se mai îmbunătățesc, în sensul că aria ploilor se va restrânge, vor mai fi ploi, dar slabe cantitativ, în zonele montane și pe arii restrânse în partea de centru și de sud. Deci una peste alta, weekendul pare să fie cu vreme bună în mai toate zonele țării. Vă mulțumesc mult pentru